Salutare, dragi prieteni! După cum vedeți, am început eu primul emisiunea Lumea Copiilor. Până acum doar Iuliana v-a salutat prima, dar iată că a venit și rândul meu. Cam greu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Dragi telespectatori, vă transmitem multe salutări și vă mulțumim că ne urmăriți și de data asta. Așa cum deja suntem în plină vară, gândul nostru ne zboară doar la mare, dar noi o să ne concentrăm și o să vă prezentăm pentru voi tot ce am pregătit. Priviți în continuare subiectele ediției de astăzi. În rubrica Sănătate în bucate, ne-am gândit să vă răcorim puțin și să vă arătăm cum se face înghețată cu banane, un desert gustos, ideal pentru zilele de vară. În rubrica Eroul săptămânii, o să o cunoaștem pe Lupu Diana, o elevă ce învață în clasa a patra și e pasionată de brodat. Tot ea ne va cânta în limbaj de mimică și gest, piesa interpretei Georgeta Voinovan, Protejează-mă, eu sunt mic. Rubrica Codul bunelor maniere va fi prezentată de Cosmina. Colegul nostru Mihai Ungureanu este mereu pregătit să ne facă cunoștințe cu fetițe noi și stilate. În această ediție o admirăm pe Ana. Ea în curând va împlini frumoasa vârstă de 10 ani. După cum bine știți, o să vorbim astăzi și cu un invitat surpriză, dar surpriza rămâne pentru final. Până atunci, vrem să vă faceți comozi în fața micilor ecrane, alături de bunei și părinți, pentru a afla cum se gătește înghețata cu banane. Colegii noștri de la bucătăria Bitonic au pregătit deja toate ingredientele și abia așteaptă să le amestece între ele. Suntem foarte atenți! Salut! Astăzi ne aflăm în bucătăria Fundației Bitonic. Mă numesc Natalia și astăzi o să vă prezint rubrica Sănătate în bucate împreună cu micul meu ajutor Irina. Salut! Astăzi vom pregăti un desert. Este un desert foarte simplu de preparat. Pentru aceasta vom avea nevoie de 3 banane, vom avea nevoie de 150 ml de lapte, de vanilie și de ciocolată. Vom prepara două tipuri de înghețată, una va fi cu ciocolată neagră și alta simplă doar cu vanilie. Deci, să începem! Pentru început, vom decoji bananele. Mă ajută, Irina? După ce am terminat de curăț bananele, vom tăia în felii mai mici. Natalia. Noi vom prepara înghețata pentru că este un desert foarte gustos. Probabil știți, îți place foarte mult înghețata. Dar să nu mâncăm foarte mult pentru că altfel vom răci. Și înghețata făcută în casă este mult mai sănătoasă. Pentru că noi știm ce punem în înghețată, noi știm ce produse folosim. De obicei, înghețatele care le cumpărăm din magazine sunt foarte nesănătoase, cu adaosuri de zahăr nesănătos. Tu probabil știi da. Ce este zahărul nesănătos uh-huh. și cât de rău el este pentru organism. De aceea noi am ales să preparăm astăzi înghețată, pentru că se apropie zilele de vară foarte călduroase și toată lumea iubește înghețata. Și eu iubesc. După ce am tăiat bananele, o să le punem la frigider pentru ca să se refrigereze pentru câteva minute, pentru ca să le putem mai ușor mărunți și să obținem o masă mai omogenă, ca mai apoi să obținem din ea înghețată mult mai gustoasă și mai uniformă. Natalia, de ce am ales bananele? Noi am ales să facem înghețată cu banane, deoarece bananele sunt o sursă foarte bună de magneziu și de obicei sportivii consumă, se alimentează cu banane, deoarece ele oferă energie pe o perioadă foarte scurtă de timp și o energie foarte bună, de foarte multe minerale, care oferă organismului capacitatea necesară de a depune foarte mult efort. După ce am pus bananele să se refrigereze, noi ne vom ocupa de ciocolată. O vom da prin rezătoare, să o mărunțim puțin. Dar de ce ciocolată neagră?
Am ales ciocolata neagră deoarece, în general, toate ciocolatele care au peste 65% de cacao sunt foarte benefice pentru organism, deoarece ei conțin foarte mulți antioxidanți, foarte mult magneziu, sunt foarte bune pentru activitatea normală a creierului și ne ajută pe noi să fim mai deștepți, mai inteligenți. Am pregătit fulgii de ciocolată. Între timp și banana s-a pregătit în frigider. O să scoatem. Bananele sunt gata. Tot ce trebuie să mai facem este să le punem în blender și să le mărunțim. Și o să adăugăm și ciocolată. Și să punem și 150 de ml de lapte. Acum tot vom mărunți cu ajutorul blenderului. Da, cred că s-a format deja o pastă omogenă. Și cu ajutorul lingurii o să o pulsăm în tot. După ce am mărunțit-o deja, o să punem la frigider pentru câteva ore ca ea să se întărească puțin și să o putem consuma ca o adevărată înghețată. În frigider sau în congelator? În congelator. Pentru că temperatura este mult mai scăzută și o să facă mult mai repede. Și vom aștepta câteva ore pentru ca înghețata noastră să fie gata și pregătită pentru a fi servită. Pentru cel de-al doilea tip de înghețată vom avea nevoie la fel de 3 banane, de 150 ml de lapte, dar de această dată o vom face înghețată cu vanilie. Dar de ce vanilie? Pentru că vanilia este un condiment care oferă o aromă mult mai profundă preparatelor, iar înghețată ea îi dă un gust specific, plăcut. La fel ca și în cazul înghețatei cu ciocolată, vom pune bananele în blender pentru a le mărunți. Iar aș vrea să menționez că ele au stat la congelat timp de câteva minute. Ca să nu fie gustul foarte puternic și mirosul. Cât e de ajuns. O să punem într-o farfurie toată masa obținută. Irina, tu ce fel de înghețată preferi mai mult? Neagră. Înghețata cu ciocolată, da? Eu prefer mai mult înghețata cu vanilie. Și pasta obținută va merge din nou la congelator pentru câteva ore și doar astfel vom obține o înghețată.
tale aștept cu nerăbdare înghesată cu vanilie și cu ciocolată. Ca să vezi care e mai gustoasă, da? Da. Eu sper că înghețata a reușit și aceasta o vom afla peste câteva ore. După câteva ore de așteptare, iată și înghețata noastră este gata. Irina, cum crezi? S-a primit o înghețată bună? Da, cred. Vrei să încercăm? Da. Eu cred că a ieșit foarte. Acum o să decorăm înghețata noastră cu câteva frunzulițe de mentă. În jos, așa. Și gata! Înghețata noastră este gata pentru a fi gustată. Vrei să încerci? Mm-hmm. Care vrei să încerci? Care îți place mai mult? Ciocolată, da? Mm-hmm. Acum putem să încercăm înghețata cum a ieșit. Să o încerc cu mama, acasă. Foarte bună ai ieșit. Da. Am făcut o treabă bună împreună. Înghețata a ieșit foarte bine și vă îndemn să o pregătiți și dumneavoastră acasă. Iar noi vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție a rubricii Sănătate în Bucate. Și vă dorim poftă bună! Pa, la revedere! După cum ați observat, nu se face foarte greu această înghețată, dar oricum este interesant să o prepari. Și îți ia ceva timp. Cel mai bine e să mergem să o procurăm de la magazin. Noi așa facem aproape în fiecare zi, dar acolo era vorba despre o înghețată gustoasă de casă. Și în primul rând, sănătoasă. Fără de adausuri și fără de coloranți. Încercați să o faceți și voi acasă și o să vedeți diferența. Până atunci vă propun spre vizionare rubrica Eroul Săptămânii. Diana Lupan este elevă în clasa 4-a și învață la școala specială numărul 12 pentru copiii hipoacuzici. Ea are o deficiență de auz severă, însă acest lucru nu o încurcă să se prezinte bine la toate orele din cadrul instituției. Este o fetiță străduitoare și foarte responsabilă.
încă din clasa 1 caută să-și descopere talentul, iar acum, când are deja 10 ani, știe sigur că brodatul va face parte din viața ei încă mulți ani. Este foarte sociabilă, îi place tot ce este frumos, tot ce este creativ, face mici pași spre, în arta brodatului. Este abia la început de cale, este micuță, este o micuță artistă. Așa o văd eu cel puțin pentru viitor. Arta brodatului a început-o practic un an în urmă. Iar știm de un an de zile, a reușit să realizeze foarte multe lucrări. O pasionează foarte mult. În timpul liber, la pauză, permanent mă întreabă, se poate să mai brodez, se poate să mai brodez. Dar sigur, îi se permite pentru că îi place copilul și noi favorizăm interesele copilului. Vreau să spun că la acest capitol ea are succese remarcabile. În comparație cu alți copii, ea deja a realizat pe parcursul unui an de zile 7 lucrări. A început o pasiune pentru felicitările brodate. Este ceva nou pentru ea și de fapt și pentru noi. Îi plac foarte mult și a apărut ideea venind de la când a fost ziua de naștere a unei prietenii de sale și a dorit să fac singură o felicitare, lucrată manual și cu doleanțele scrise de ea manual. Tinde ca orice persoană să ajungă la scopul propus. La moment, acesta este de a broda o ie, la fel ca colegele ei din clasele mai mari, sau de ce nu, un costum național. Mare atenție și entuziasm, împreună cu profesoarea sa, Trebuș Tatiana, analizează fiecare lucrare. Deci lupul de Ana, pe parcursul anilor, aceștilor 4 ani de studii, în cadrul lecțiilor are motivația de a își forma cunoștințele și în anul acesta de studii anume s-a evidențiat interesul față de arta populară și anume broderia. În cadrul lecțiilor de educație tehnologică și ocupațiile după interese meșteșuguri populare, anume profesoara a observat că ea are un interes deosebit pentru croșetare și visul ei este să-și confecționeze un costum național, deoarece este și membru a ansamblului de dans care activează instituția noastră. În curte, alături de colegi, se simte foarte liber și se joacă cu prietenii săi. Stimul pentru a-ți manifesta abilitățile zi de zi. Iar pentru aceasta, Diana știe că e nevoie de multă încredere și multă muncă. După cum vă spuneam și la început de emisiune, astăzi ne delectăm și cu o piesă de repertoriu interpretei Georgeta Voinovan, Protejează-mă, eu sunt mic. Lupu Diana ne va prezenta această melodie prin mimică și gest, dar și prin niște pași de dans. Hai să fim atenți!
împreună ar face un munte. Vreau să știu ce rău și bine, ai răbdare cu mine. De ce noaptea nimic nu se vede? De ce bradul și iarna e verde? Eu sunt mic și știu puține, ai răbdare. Ai multe griji și probleme, dar și eu depind de tine, ai răbdare cu mine. Vreau poveste îmi citești la culcare, vreau cu tine să ies la plimbare, să mă ții mereu de mână, ai răbdare cu mine. Cad pe jos, mă murdăresc, stric jucării și coco. Dacă săptămâna trecută am aflat cum să mergem în vizită, uitați-vă că astăzi Cosmina ne-a pregătit niște reguli să ne însușim. Cosmina, te ascultăm! Bună, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Codul Bunelor Maniere. Astăzi vom vorbi despre punctualitate. Este foarte important să fim punctuali în orice situație. Aceasta ne demonstrează buna creștere și respectul față de alte persoane. A fi punctual înseamnă a ajunge la timpul stabilit într-un loc anume, la școală, la teatru, la o întâlnire. Punctualitatea este foarte importantă atât pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru. Punctualitatea este importantă în orice situație. De exemplu, la școală. Dacă orele sunt stabilite la ora 8, atunci nu întârziem, ci ajungem cu 5 minute minimum înainte de începerea lecțiilor. Vom avea astfel timp să ne punem haina în cuier, să ne scoatem lucrurile necesare din ghiozdan pentru acea lecție, la școală sau la activități oficiale, cum ar fi întâlnirea cu un scriitor, lansarea unei cărți, o excursie, avem grijă să fim mereu punctuali. De
asemenea la o programare la medic, la secretariatul școlii sau în alte situații similare. La spectacole, la teatru sau la concerte, este nepoliticos să intrăm în timpul spectacolului, să ne căutăm un loc liber și, pe lângă toate acestea, să începem și să vorbim. Punctualitatea nu este atât de rigidă însă când mergem într-o vizită. Ne putem permite să întârziem 10-15 minute, nu mai mult. Însă este nepoliticos să ajungem mai devreme decât ora stabilită de gazdă. De exemplu, dacă este iarnă și se circulă greu, trebuie să fim mai prevăzători, să folosim ceasul deșteptător. Ori de câte ori riscăm să nu ne trezim la timp. Când ne pregătim de plecare, aruncăm o mică privire la ceas ca să ne coordonăm mai bine timpul. Dacă pe drum ne întâlnim cu colegi, prieteni, vecini, nu intrăm în discuții lungi cu ei. Îi salutăm scurt și ne continuăm drumul. Procedăm dacă n-am fost punctuali. Este posibil ca din diverse motive să nu fim punctuali oricând și oriunde. În asemenea cazuri, eventual ar fi să ne păstrăm calmul și să nu ne agităm. Astfel, nu începem să alergăm pe stradă cât se poate de repede, neglijând traficul. O clipă de neatenție ne-ar putea solda cu un accident. Atitudinea pe care o avem în momentul în care am întârziat diferă caz la caz de situații. Dacă s-a stabilit de profesor că nu avem voie să intrăm în clasă după începerea lecțiilor, atunci așteptăm recreația și doar apoi intrăm în sala de clasă. Nu uităm să-i spunem profesorului scuze pentru întârziere. Dacă știm că ne este permisă intrarea în sala de clasă și după începerea orelor, atunci batem ușor în ușă, ne cerem scuze și așteptăm ca profesorul să ne spună intră, după care intrăm și ne așezăm în liniște în bancă. Ne străduim pe cât posibil să nu deranjăm ora de curs. Întârziem la teatru, la spectacole, la concerte. Așteptăm să fie pauză, după care intrăm în sala de spectacole. Nu dăm buzna în sală și nici nu facem zgomote pentru a-i deranja pe ceilalți spectatori. În niciun caz nu alergăm printre rânduri pentru a căuta un scaun liber. În toate celelalte situații în care nu reușim să fim punctuali, salutăm, după care spunem: vă rog să mă scuzați. Dacă suntem întrebați de ce am întârziat, vom da o explicație scurtă. În niciun caz nu vom inventa o poveste spectaculoasă drept scuză. Ne-am putea pune într-o situație jenantă. Cam atât cu tema de astăzi. Sper că ați învățat noi reguli care vă vor fi de folos în orice situație. Noi ne revedem duminica viitoare la o nouă ediție a rubricii Codul Bunelor Maniere. Pa! Acum, dragi prieteni, vrem să ne retragem, deoarece colegul nostru, Mihai Ungureanu, este deja la salon și așteaptă să ne prezinte pe invitata sa de astăzi. Să nu uităm că Mihai Ungureanu astăzi ne va face cunoștință cu Ana, care are 9 ani și în curând va împlini 10. Să înceapă rubrica Copil cu stil. Mihai, ai legătură! Salutare, dragi prieteni, eu sunt Mihai Ungureanu și bine v-am regăsit la rubrica Copil cu stil. Astăzi o să faceți cunoștință cu Ana. Are 9 ani, iar în câteva zile va face 10 ani. E frumoasă și capabilă. Haideți să aflăm mai multe despre ea. Salut, Ana, ești o fetiță frumușică, știi? Știu. Cine ți-a mai spus aceasta? Mama, tata și prietenii mei. Cine sunt prietenii tăi? Colegii de clasă, am mai mulți prieteni.
Păi, între care sunt și băieți? Nu. Spune-ne mai multe despre tine, ca să te cunoaștem mai bine. Îmi place mult să dansez și să cânt. Unde faci dansurile? Eu practic dansuri la Teo Dance. Spune-ne despre atmosfera de acolo. Acolo este foarte frumos și nu te plictisești niciodată. Admir pe cineva din colectiv în mod special și ai vrea să-i semeni? Da, îmi place foarte mult de Ionela. Care Ionela? Ionela Țăruș. A, da, o cunosc și eu. Știu că ați fost parteneri când erați mai mici. Ai dreptate. Ce planuri ai pentru această vară? Încă nu mi-am făcut planuri. Ce îți place să faci în timpul liber? În timpul liber îmi place foarte mult să desenez. Ce culori folosești mai des în desenele tale? Albastru, galben și roz. Care este culoarea ta preferată? Culoarea mea preferată este violet. Care este animalul tău preferat? Mie îmi plac foarte mult pisicile. Mie tot îmi plac pisicile. Am și eu un motan acasă. Cum ai finisat anul școlar? Am terminat doar pe 9 și pe 10. Ești eminentă! Bravo! Ce părere ai despre rubrica Copil cu stil? Îmi place foarte mult și mă bucur că în sfârșit am ajuns și eu să particip. Atunci te invit în scaunul magic din fața oglinzii. Acolo Natale te așteaptă și îți va împleti părul frumos. Să mergem! Cu mare drag! Thank you.
părere ai despre această împletitură pe care ți-a făcut-o Natalia? Îmi place foarte mult, este foarte frumoasă, mulțumesc. Tu ai ales această împletitură? Da, eu am ales-o. De ce? Pentru că aceasta mi-a plăcut cel mai mult. După ce te-a rotit Natalia pe scaun și te-ai privit în oglindă, cum ți-a plăcut de tine în acel moment? Mi s-a părut că arătam mai deosebit decât de obicei. Cum crezi, când o fetiță este frumoasă? O fetiță este frumoasă atunci când zâmbește și este fericită. Corect, iar acum vreau să zâmbești și să fii fericită, deoarece mergem să probăm mai multe rochițe dintr-un magazin de haine. Ana arată minunat acum, însă a mai rămas ceva. Mergem să-i alegem o ținută potrivită. Centrul comercial Unic. Aici am găsit brandul autohton Vestite. Cu siguranță vom găsi ținute potrivite pentru Ana. Mă duc să le caut. Acestea sunt ținutele pe care le-am ales pentru Ana. Cum îi vor sta, vedem în câteva clipe. Ce părere ai despre rochițele pe care le-ai prezentat astăzi? Mie mi-a plăcut foarte mult aceste rochii și îmi place și această ținută care nu este rochie, dar este foarte comodă. Ți-a părut greu să le faci prezentare? Nu prea, pentru că sunt obișnuită cu așa ceva. Vrei să zici că ai mai prezentat haine? Nu, pur și simplu îmi place să probez mai multe haine până îmi aleg ceea ce îmi place. Care din toate ținutele ți-a plăcut cel mai mult? Mie din toate ținutele mi-a plăcut cel mai mult această salopetă, pentru că este foarte comodă și foarte frumoasă. Ideală pentru sezonul de vară.
Atunci vreau să știi că magazinul Vestiti îți dăruiește această salopetă în dar. Ce poți să ne spui? Vă mulțumesc foarte mult! Chiar îmi place acest cadou. Vrei să ne mai spui ceva? Sunt bucuroasă pentru că am avut ocazia de a participa la rubrica Copil cu stil și nu uitați să priviți emisiunea în reluare miercuri, atunci când va fi și ziua mea, pe data de 14 iunie. Ați înțeles, copii? Atunci îți urez succes în cariera de dansator și transmiteți salutări Ionele Săruș. Bine neapărat! Cam aici se încheie rubrica Copil cu stil, dar nu și emisiunea Lumea Copiilor. Iar acum voi da legătura colegilor mei. Iuliana, Denis, aveți legătura. Denis, uite-te că ușor, ușor ne-am apropiat de final. Atunci când timpul trece rapid, înseamnă că l-am trăit intens și plăcut. De fiecare dată când suntem aici, mereu suntem veseli și bine dispuși. Sperăm că vă suntem pe plac și nu veți rata nicio ediție a emisiunii Lumea Copiilor. Mai ales pe asta. Acum nu o să vă ținem mult în suspans, nu-i așa, Denis? Nici pe voi, nici pe noi, nici pe invitata noastră, Aliona Moon. Ea este deja în platou și cu mare drag o invităm în scaunul invitatului. Abia așteptăm să discutăm cu ea. Credem că va fi un interviu super interesant. Stați aproape! Salut, Aliona, și bine ai venit la noi! Bună! Bună și îmi pare foarte bine că am ajuns să vin la voi. Îți mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră. Cu mare drag. Cum și unde ți-ai petrecut copilăria? Copilăria? Am mers foarte puțin la grădiniță, de aceea nu prea am amintiri de la grădiniță, cum au toți copiii. Cel mai mult am petrecut-o acasă, cu sora mea, sau vara la rude, la țară. Așa. Dar de ce nu ai frecventat grădinița? E o poveste foarte tristă. Nu, glumeam. Am mers vreo săptămână, două și m-am îmbolnăvit. Și părinții mei au zis, nu mai dăm acolo pentru că iarăși se întoarce cu probleme de sănătate. Așa că eu am avut o experiență nu prea frumoasă din start. Se mai întâmplă cu unii copii. Ai vreo întâmplare haioasă din copilărie? Am foarte multe întâmplări haioase. Bine că eu sunt așa un tip de... Eram un tip de copil mai cu minte, așa. Dar am avut noroc de sora mea mai mare, care tot timpul îi plăcea să încerce toate prostiile și le încerca pe mine, sigur. Odată mi-a băgat o vișină din compot, știți? Compotul ăsta de vișine. La sfârșit mâncam toate vișinele și ea la un moment dat mi-a zis, închide ochii și cască gura. Și eu zic, bine, o să-mi dea o vișină. Și am închis ochii, am căscat gura și ea mi-a băgat vișina în nas. Tot cu sâmbure. Și cam o jumătate de zi am încercat să o scoatem. Mi s-a umflat jumătate de față. Dar când a ajuns sora să vină părinții mei de la serviciu, sora mea a găsit ieșire din situație, mi-a tras una după cap și mi-a zburat sâmbărele singure. Deci, da, mai am amintiri de genul ăsta, dar cred că... Foarte haioasă. Foarte haioasă. Și să înțelegeți că sora mea era cu 5 ani mai mare decât mine, adică... Tu nu te-ai speriat? M-am speriat la un moment dat că nu o să mai pot scoate și, nu știu, să ajung pe la spital, nu știu pe unde... Ei, asta a fost. Povestește mai mult despre sora ta, dacă tot zici că ea te, nu știu, îți dădea năzbâitile acestea. Da, sora mea, numele ei este Diana și cu ea am încercat foarte multe în viața asta. Vorbesc și de bine și de rău. Datorită ei am ieșit pentru prima oară pe scenele mari, pentru că am început să cânt, de fapt, pe scenele mari, într-o trupă din care făceam parte noi două și ea a început să... Ea era și manager și ea scria și piese și cu ea am început cariera muzicală, de fapt. Cu ea am făcut tot felul de năzbâitii pe acasă, ea m-a învățat înainte să ajung în clasa 1, m-a învățat tot ce știa ea în clasa 5-a. Și datorită ei aveam note foarte bune
Păi, cel puțin în primele clase de școală. Adică vrei să zici că învățai bine la școală, da? Da, învățam bine la școală. Aveai un ajutor. Da, un ajutor foarte... Bine, noi, nouă ne plăcea să ne jucăm acasă de la școală, plus mai repeta și ea, m-a învățat și pe mine. A, așa. La mine diferența cu sora e 6 ani și când trebuia eu să mă duc la școală, adică eram încă la grădiniță, era clasa 6-a, ea mă punea pe mine să scriu, avea un caietel cu litere, adică cum gramatică o scrie. Și mă punea să fac gramatică toată ziua, de dimineața până seara. Și eu plângeam, când părinții plecau la serviciu, ea mă punea, scrie, numai să nu faci gălăgie. Și că așa stăteam, scriam și plângeam. Și avem ceva în comun. Da. Doar că eu nu plângeam. Noi vă luam așa, prin joc. Și era foarte fain. Bine, că oricum asta cred că te-a ajutat foarte mult la școală. Sigur, eminență. Foarte bine, bravo. Care sunt cele mai de preț sfaturi care le-ai învățat de la părinți încă din anii copilăriei? Oh, sfaturile au fost atâtea că dacă e să stai la o discuție, cred că ți le amintești doar câteva. Cele mai importante totuși au ținut de viața mea personală, cum să aleg ceea ce fac, ce să aleg, cum să iubesc oamenii din jur, cum să mă iubească oamenii din jur. Nu știu, au fost multe lucruri pe care mi le amintesc ajungând într-o anumită situație. În primul rând, ei m-au educat foarte, foarte bine și aud vorbe de laudă în privința asta și, nu știu, cred că o să le fiu datoare toată viața pentru asta. Ei m-au ajutat să urmez ceea ce îmi place cel mai mult, să cânt. Și de la ei, de fapt, am învățat să cânt, pentru că, fiind micuță, ei îmi cântau în fiecare seară cântece de leagăn, mai ales mămica mea. Și cred că așa am îndrăgit eu anume meseria asta. Ai moștenit talentul de la ei sau cânti doar tu în familie? O fac doar eu, așa, profesionist. Părinții mei au cântat și ei, tăticul meu cânta la chitară, are și o voce bună, cu toate că ultima vreme nu prea vrea să ne cânte, dar mămica mea are mai multe surori și împreună cântau la petreceri în satul de unde e de Baștină. Deci au făcut-o și ei toată viața. Familie de muzicieni. Da, eu doar am continuat să fac asta și ei m-au ajutat să o fac mai serios decât ei. Știu că ai participat la Fabrica de Staruri 2. Da. Povestește-ne despre experiența ta de acolo, dacă mai ții minte ceva de atunci. Da, asta a fost primul proiect televizat la care am participat, primul proiect atât de serios. A fost ceva nou de la început și până la sfârșit, mai ales faptul că am trăit într-o casă cu încă, nu ții minte câți erau, mai mulți participanți, toți absolut diferiți. Era foarte complicat pentru că noi nu ieșeam pe afară și eu până în acel moment... tot timpul plecam pe undeva. Cât despre muzică, am învățat să, nu știu, să mă comport în fața camerelor, am învățat cum să țin mai bine microfonul, am învățat foarte multe lucruri. Bine, pot spune că acolo a fost începutul carierei mele și sigur, acum folosesc foarte, foarte multe lucruri pe care le-am învățat atunci. Vorbim despre concursul, la care mi-ai participat și care crezi că ți-a adus cel mai mult succes? Bine, cele mai memorabile sunt, sigur, Fabrica de Staruri, Eurovision, Vocea României. Am mai fost foarte multe concursuri, mă rog, la care am participat doar câteva zile. Cred că... și ele au avut rolul său, dar cele mai memorabile au fost astea de lungă durată, în care mi-a făcut prieteni cu care și acum țin legătura, proiecte în care am reușit să învăț mult mai mult decât la alte evenimente în care am participat. Nu știu, bine, cred că și voi știți foarte bine ce înseamnă proiectele de lungă durată și cu câtă știință ieșiți de acolo muzicală și nu doar.
A fost sigur. O experiență foarte frumoasă, foarte nu? Frumoasă, exact. Știu că după fabrica de staruri, tu și încă doi participanți ai fabricii ați creat o trupă care s-a numit Thumbs Up. Da, așa e. Cum este să lucrezi într-o trupă? La mine a fost foarte frumos. Nu știu, bine, eu am avut noroc că băieții erau foarte energici, ceea ce pe atunci mie nu prea mi-ajungea. Noi am devenit prieteni după fabrică. Bine, cu Dumitru prieteneam și în proiect, dar cu Dragoș în proiect nici măcar nu vorbeam. Și ne-am împrietenit tocmai după, am decis să facem trupă. Am făcut și două piese care s-au auzit. Dar la un moment dat ei au înțeles că eu simt nevoia să mai cresc și ei m-au încurajat să fac și carieră solo. Ceea pentru ce îi mulțumesc foarte și mult. Și cum ți-a plăcut mai mult, să faci cariera solo sau să cânti împreună cu trupa? Era foarte vesel să cânt cu trupa. Cu toate astea înțeleg că de unul singur e mai bine să urmezi, nu știu, drumul pe care ți-l ai prescris tu singur, să cânti ceea ce vrei tu personal și atunci te simți mai împlinit și faci lucru mult mai bine, mult mai calitativ. Și mă bucur că am făcut-o. În 2012, în calitate de back vocalist, ai fost însoțitoare lui Pașa Parfeni la Eurovision în Baku, da. În Azerbaijan. Cum ți s-a părut activitatea, dacă tot ai experimentat și în trupă, și solo, și back vocalist? E greu să fii back vocalist? E destul de greu, chiar nu mă așteptam. Chiar dacă nu ești chiar pe primul plan, back vocalul încurajează vocea principală și o împlinește, nu știu cum să zic. Și am înțeles că e foarte important să-și facă bine lucru și back vocalistele, mai ales că noi mai și dansam, am făcut parte din show. A fost o experiență foarte frumoasă, mai ales că asta m-a ajutat să fiu mult mai pregătită pentru anul următor, când am participat eu ca solistă deja. Noi am fost o echipă foarte frumoasă și mi-a plăcut. Nu cred că o să mai fac asta vreodată. Totuși, mi-a plăcut mai mult să fiu solistă decât back vocalistă. E cum mai interesant. Da, sigur. Iarăși, cum am zis, te simți mai împlinit atunci când faci ceea ce vrei tu să faci în scenă. În cazul în care ești back vocalistă, trebuie să faci ceea ce ți se spune și atât. Și acum o întrebare care o pune mai des, Denis. Ai vreo întâmplare haioasă care ți s-a întâmplat în timpul unui concert, în timpul emisiunii? Ai căzut, ai uitat cuvintele. Despre cuvinte mi s-a întâmplat foarte des. Eu am o problemă și cred că nu doar eu. Cum ai ieșit din situație? De obicei, când ceea ce mi-amintesc sau dacă nu-mi vine, câteodată se întâmplă să văd așa, să am în minte doar o hârtie albă, fără niciun cuvânt. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, știți? Da. Mi s-a întâmplat și începusem a cânta a doua strofă. Adică, nu a doua, dacă a doua, uitam, cântam a prima încă o dată. Am înțeles. Și eu fac la fel, iau o altă bucată de strofă sau ceva, dar în cazul când nu mi-amintesc nimic, fac nu știu ceva, sau vorbesc cu publicul, sau dacă nu există posibilitatea, rugăm ceva, nu știu, niște vocale, nu știu. În orice caz, după concert, înțeleg că lumea n-a prea observat, așa că e foarte bine când nu te oprești, pur și simplu. Bine, mi s-a întâmplat odată să... Noi avem scene foarte frumoase, foarte bune prin toată Moldova, așa că fiind într-o localitate, mi-a intrat tocul pantofului între scândurile astea din scenă. Dar la mai mulți așa s-a întâmplat. Și cât am cântat o piesă, am stat pe loc. Nici nu puteam merge încolo, încoace. Și la sfârșitul piesei mi-am cerut scuze, m-am descălțat și am cântat descălț până la sfârșit, cu toate că era destul de rece scena.
Da, mi s-au întâmplat multe lucruri. Cred că cel mai des a fost legat de textul pieselor. Chiar și la Vocea României am avut un caz. Serios? Povestește-ne. După nimeni nu observă și asta m-a bucurat cel mai mult. Da, am cântat o piesă care mi-a plăcut foarte mult, pe care n-o mai cântasem până atunci. Toate repetițiile erau perfecte, nu uitam niciun cuvânt și ieșind, era semifinală. Ieșind în semifinală, cântam o piesă care se numește I Who Have Nothing, era în engleză și la un moment dat am uitat versurile și am făcut ceea ce v-am spus mai devreme, am rugumat ceva și știam că la sfârșit e away, I love you și foarte multă lume mi-a zis că n-a observat nimic, așa că m-am descurcat foarte bine atunci. Dar am acoperit, am făcut ceva cu mâna să nu se observe prea tare chestia asta. Bine, știm noi cum să ieșim din situații de astea. Mentorul a observat? N-a observat nici el. Nu? Eu credeam că toți din jury o să zică câte ceva despre asta, dar n-a observat nimeni. Așa că a fost foarte bine. Foarte tare. Da. Mă întorc la subiectul despre Eurovision. Știu că în 2013 deja tu ai reprezentat țara la Eurovision Song Contest pe scena din Malmö, Suedia. Cum ți s-a părut experiența acolo și cât de dificil au fost pregătirile? Cât timp te-ai pregătit? Nu știu. Ne-am pregătit chiar din momentul când am aflat că am câștigat aici preselecția națională. De obicei se întâmplă așa că te bucuri când afli că noi suntem câștigători, noi vom reprezenta țara, te bucuri câteva minute, după care, ups, noi vrem să reprezentăm țara și când îți dai seama câte ai de făcut până pleci acolo. A fost foarte complicat, am slăbit atât de mult în perioada aceea, dar a fost și super frumos, emoții pe care mi le amintesc câteodată și chiar le retrăiesc așa, imaginându-mă încă o dată acolo. E ceva nemaipomenit și ceva aparte. Nu știu dacă am mai simțit așa vreodată, dar sper să se mai repete în viața mea, pentru că e altceva să participi pur și simplu reprezentându-te pe tine și altceva să reprezinți o țară și să știi că trebuie să te întorci înapoi în țara asta și să prinzi priviri plăcute în direcția ta. Nu știu, a fost foarte frumos, cu toate că eram deja un pic pregătită pentru așa un proiect. Da, a fost frumos, mai ales că eu am cântat o piesă în română despre care scriu și până în ziua de azi, că le place limba română și să mai particip și să mai cânt o piesă în limba noastră. Păi mai vrei de bine. Mi-am adus aminte de piesă, de 1000. Deci când am fost în calitate de juriu kids la un concurs, la Music for Kids, pe acolo un băiat din Bulgaria a cântat piesa ta, el fiind din Bulgaria, a cântat-o în limba română. Super, eu am mai auzit, mi-au mai scris și mi-au expediat video din câteva țări, la câteva concursuri s-a mai cântat, plus că ultima vreme mai fac și parte din juriu la mai multe concursuri și în România se cântă foarte des piesa mea, tot primesc apeluri și îmi spune, uite, azi iar s-a cântat de vreo 3 ori piesa ta și mă bucură foarte mult asta. Ai vrea să mai mergi la Eurovision încă o dată? Da, cu siguranță, mai vreau, dar o să plec atunci când o să fiu sigură că am ceva mai bun decât data trecută. Vreau să fiu mai bună și să urc mai sus decât mi s-a întâmplat. Ai vrea acum să reprezinți România sau totuși tot Moldova? Am primit propunerea să reprezint Moldova anul care a fost sau anul viitor. Nu știu, cred că o să mai merg odată să reprezint Moldova. Pentru că, nu știu, cred că totuși pot reprezenta mai mult țara în care trăiesc eu. Și e mai frumos să fac asta anume de aici. Nu știu, poate pe viitor o să mă gândesc și la propunerea să merg și din partea României. Nu, e o experiență frumoasă, chiar vă doresc să o trăiți și voi la un moment dat și să vă bucurați de asta. Dacă tot vorbim de aceasta. Deci, nu știu dacă știi, în 2012 eu am fost la Junior Eurovision, am reprezentat țara. Da, știu. Și noi am făcut atunci cu echipa Eurovision un spot în scopul susținerii tale la Eurovision.
Da, mersi mult. Cred că am văzut. Și ție felicitări pentru participare. Am auzit și laude despre tine. Am văzut și cum ai participat. După ce mi s-a spus, din păcate n-am urmărit, dar mă bucur că, nu știu, copiii noștri sunt atât de lăudați și au succese din ce în ce mai mari. Să creșteți, asta vă doresc. Mulțumim. Mai mult. Și apropo despre performanțele tale, vreau să spun că ești bravo. Eu mulțumim. Știu că înainte să pleci la Golas Dieti, noi ne-am văzut la un concurs aici. La The Best Voice. Da, exact. Uh-huh. Ești foarte bravă și sper să ai multe succese și să, nu știu, să mergi prin toată lumea așa, să te cunoască, pentru că vocile bune trebuie să fie auzite. Succes amândurora și sper să ne vedem pe scenele mari. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Ce părere ai despre băieții, despre trupa care a reprezentat Moldova anul acesta? Despre Sunstruck Project. Ei sunt foarte bravo. Noi am urmărit, ne-am strâns cu prietenii și când am văzut rezultatele, am început tot să sărim în sus, să dansăm. Da, a fost seara aceea foarte frumoasă, pentru că până la urmă Moldova în sfârșit a ajuns în top 3. Cred că e ceva foarte important pentru noi, fiind o țară destul de mică și să avem rezultate atât de înalte. Chiar mă bucur foarte mult. Am fost și înainte de semifinală în Kiev, i-am susținut la Moldovan Party. Și da, știam, i-am ținut pumnii, am fost și în juriu la preselecția Eurovision de aici. Le-am pus 12, deci știam eu undeva că o să aibă băieții succes. Au știut bine cum să promoveze ceea ce au. Și asta e super. După Eurovision au mai urmat multe experiențe frumoase la tine, precum proiectul muzical Vocea României. Povestește-ne cât efort și ce drum lung ai parcurs tu pentru a ajunge în final și ai ocupat locul 4. Da, mie mi se întâmplă de obicei în proiecte de astea de lungă durată să mă pregătesc pentru săptămâna următoare să merg acasă. Nu știu de ce, dar niciodată n-am crezut în mine prea mult. Poate nu m-am apreciat destul de bine. Așa mi s-a întâmplat și cu Vocea României. La fiecare etapă mă gândeam, Doamne, să trec măcar etapa asta și atât. Și... pentru mine a fost o mare surpriză că Smiley m-a salvat de atâtea ori. Cred că, nu știu, a văzut el ceva și mă bucură că am putut să ajung în final având colegi, să zic, de grup foarte, foarte buni. Chiar nu m-am așteptat să ajung în finală în România, știind că acolo cu siguranță o să fie mai puțini oameni care o să mă voteze decât pe alții care au crescut acolo, care au colegi, părinți, rude și așa mai departe. Pe timpul vieții, cred că vă dați seama câți oameni care pot să vă voteze strângeți. Și a fost, nu știu, o surpriză destul de mare pentru mine, cu toate că, ajungând deja în finală, știind că sunt în finală, un pic m-am întristat că am ieșit pe poziția a patra, doar... După care mi-am adus aminte că eu totuși sunt în finală și mi-a revenit bucuria asta iar. A fost frumos și mă bucur pentru că, nu știu, am avut un traseu destul de frumos acolo. După Vocea României și lansat piesa Loc pentru Dragoste, este un hit. Cel puțin eu știu foarte bine, adică melodie. Și... a fost realizată în colaborare cu HaHa Production. Cum a fost realizarea clipului? Cât a durat? În primul rând, tot timpul o să-i mulțumesc lui Smiley pentru piesa asta. El a scris-o, e un cadou din partea lui. Mi-a promis-o un proiect și s-a ținut de cuvânt, ceea ce mulți n-o fac. A fost o piesă scrisă, nu știu, atât de frumos. Nu mi s-a mai întâmplat să lucrez în studiouri atât de, nu știu, cu oameni atât de profesioniști.
Și ne-am așezat cu el și el mi-a zis, cum vezi tu, ce vrei să cânti, despre ce vrei să le spui oamenilor? Nu știu, vreau să le spun ceva pozitiv, pentru că tot am cântat piese mai lente, vreau ceva mai pozitiv. Și el a zis, a stat un pic, am mai discutat cu el despre viața mea și el a zis, stai așa. Și mi-a cântat strofa de la început până la sfârșit, adică așa scrie el, un pic se gândește despre o situație și de ce să nu fie așa? Hai să facem! Și foarte repede s-a scris și restul piesei, am înregistrat-o, videoclipul l-am filmat deja eu aici și în România și a ieșit ceva foarte drăguț. Trebuia să fie lansat și în România. Din păcate am lansat piesa când au ieșit prea multe piese românești a artiștilor bine cunoscuți acolo și n-am mai avut și eu loc pe radio cu piesa asta. Din păcate, dar cred că urmează să am o experiență mai frumoasă. Da, așa. În orice caz, în Moldova am auzit mai des piesa. Da, în Moldova se aude destul de des. Când mai lansezi piese? Lansez, eu am foarte multe piese acum scrise de mine personal și o să le lansez, nu cred că foarte curând, pentru că vreau să le fac o producție super bună ca să ajungă și acolo în România pe radio. Nu știu dacă urmează să mai lucrez cu HHH Production, adică cu siguranță mai ținem legătura și o să mai registrez ceva acolo, dar am început să lucrez cu un alt studio în București. Cu ce studio? Dacă nu e secret. Bine, deocamdată nu o să vă zic. Ok. Da. Un studio foarte bun, mai nouț, care deja a reușit să scoată artiști. Quantum Universal. Alena, spune-mi, te rog frumos, care este cel mai valoros cadou pe care l-ai primit de la un fan sau admirator? Cel mai prețios. Bine, cel mai prețioase, nu o să vă zic cadouri care costă ceva, o să vă zic cadouri care, bine, surprize din partea admiratorilor. Cred că cele mai multe au fost de la admiratori pici. Mi s-a întâmplat foarte des să îmi vină copiii acasă cu tot felul de baloane, petale de trandafir sau la geam să mă strige și să scrie ceva jos cu luminițe, să-mi cânte piesa. Mi s-a întâmplat foarte des și odată chiar de ziua mea și m-am trezit, asta a fost dimineața, și am avut o zi atunci superbă, toată ziua am avut în cap momentul ăsta și a fost chiar foarte frumos. Bine, era și copii, iarăși copii, copiii sunt foarte sinceri și foarte drăguți tot timpul. O fetiță micuță care abia la grădiniță merge și mămica ei dădea în fiecare zi ceva bani să-și cumpere dulciuri. Ea a strâns, când eram la fabrica de staruri, apropo, a strâns cam de la jumătate de proiect până la sfârșit și mi-a cumpărat o brățară cu un trifoi ca să împarte noroc. Adică fetița e foarte mică și a rugat-o pe mămica ei să o facă, să-mi dăruiască mie în finală. A fost foarte drăguț, chiar țin minte și azi momentul. Foarte tare! Ce planuri ai pe vară? Vara! Vara vreau să lucrez destul de mult, să și călătoresc. La sfârșitul lunii o să merg în Italia, o să am câteva evenimente acolo și de acolo merg să mă odihnesc prin apropiere de Italia și tot așa. Nu știu, poate mi se întâmplă și ceva frumos pe plan muzical vara asta. Dar dacă mi se întâmplă, o să auziți și voi de asta. Care e cel mai mare vis al tău, adică în realizarea căruia vei fi extrem de bucuroasă? Nu știu, eu vise, cred că în cazul meu mai bine le-aș numi scopuri. De obicei visez la ceva ce cu siguranță pot realiza. Și visurile mele sunt până la o perioadă oarecare, adică îmi pun scopuri pe care urmează să le realizez,
După care îmi pun alte scopuri, deci visele mele se modifică cu timpul și cred că ceea ce văd acum și aș vrea să realizez cu adevărat e să am o companie Aliona Moon, adică să am o echipă extrem de mare care, cu care să lucrez asupra show-urilor mele mari, să fac turnee prin toată lumea, ceea ce se întâmplă, de exemplu, cu Beyoncé azi. Cam așa. Deci Beyoncé e idolul tău. Îmi place foarte mult, da. Apropo, tu ai spus de numele tău și mai mă adus în minte întrebare. De ce Moon? Eu știu că la tine familia este Munteanu și prescurtată îi spui Moon, dar scrie ca într-un fel Luna, adică de ce anume în cap ți-a venit? La un moment, înainte de participarea mea la Eurovision, ne-am gândit că trebuie să-mi schimb numele de scenă, să nu rămân Aliona Munteanu, pentru că eram confundată cu o altă Aliona Munteanu, actriță moldoveancă, de succes, de fapt. Și am zis că trebuie să facem o schimbare, dar n-am vrut prea mult să plec de la numele meu. Așa că stăteam cu prietenii cu care și lucram în acel moment. La un moment dat, Pașa Parfeni scrie pe o hârtie Aliona Munteanu și cât discutam noi, spuneam diferite versiuni, o altă foaie a acoperit Teanu. Deci a rămas Aliona Mun, scris simplu. Și deja știind piesa cu care merg, am zis că e o piesă a unei femei puternice și Luna, de fapt, simbolizează puterea feminină. Așa am zis să schimbăm Moon scris cu U, să-l scrim cu 2 de O, adică Moon Luna, și așa a ieșit și un simbol foarte frumos și numele meu doar s-a scurtat un pic și nu m-am dus prea departe de numele meu întreg. Așa a fost. N-am visat lucrul ăsta, s-a întâmplat așa pur și simplu. Acum avem câteva întrebări blitz pentru tine, la care trebuie să răspunzi scurt, clar și cuprinzător. Sunt două cuvinte, da. Și tu alegi o singură variantă. Sau tu alegi doar un cuvânt. Ah, ok. Alegi doar o variantă. Hai să începem. Alb sau negru? Alb. În trupă sau cariera solo? Solo. Microfon sau carte? Microfon. Eurovision sau Vocea României? Și. În loc de sau. Denis sau Iulian? Prezentatorii lumea copiilor. Mai bine fac alegerea asta. N-ar fi frumos să aleg pe cineva dintre voi. O mie sau loc pentru dragoste? O mie. Pantofi sau Adidas? O mie locuri pentru dragoste. Așa mai bine ar suna. Pantofi sau Adidas? Pantofi. Smiley sau Marius Moga? Smiley, sigur. Fustă, roche sau pantaloni? Așa, pantaloni, fustă. Îți adresez o întrebare care recent cineva mi-a adresat-o. Mâncare sau apă? Oh my god! Mâncare. Mâncare sau apă? Mâncare ca apă. Este mâncare ca apă, este mâncare ca apă, așa că mai bine mâncare. Fie mâncare. Bani sau faimă? Faimă, cu siguranță. Sănătate sau dragoste? Dragoste sănătoasă. Bani sau dragoste? Dragoste. Mun sau Munteanu? Munteanu. Oricum o să rămân tot timpul Munteanu. Luna sau stelele? Luna. Familie sau carieră? Și una și alta. Cel puțin eu încerc să le combin. Dar dacă ar fi totuși să alegi? E o întrebare foarte complicată, pe care cred că, nu știu, foarte puțin știu să aleagă corect. Eu oricum familia aș alege, chiar și dacă n-aș avea carieră. Se poate. Și totuși ai faci cariera cu ajutorul părinților. Da.
Aliona, îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră și că ai răspuns la toate întrebările noastre. Și eu vă mulțumesc. Ai pregătit ceva pentru noi? Da, am venit cu... V-am adus un pic de loc pentru dragoste. Da, și vă mulțumesc mult. Să știți că m-am simțit foarte bine la voi. Ne bucurăm. Și sper să ne mai vedem. Cu siguranță. Da. Înainte de o asculta pe Aliona, vrem să vă spunem tuturor papa. Ne vedem duminica viitoare, începând cu ora 11. Ne puteți primi în reluare luni, miercuri și vineri, începând cu ora 21:00. Pe curând, pa! Vă pupăm pe toți, pa! Scrise de băieți când fata nu mai e. Care-i treaba cu atâtea declarații fără rost? Sunt doar amintiri când nu mai e ce-a fost. Lasă în urma ta ce te-ntrista și vei face loc pentru ce va urma. Vei găsi dragostea plecat. Știu că doare, dar va trece ca un nor purtat de vânt. Vei iubi din nou, dar nimeni nu știe când. Lasă-n urma ta ce te-ntrista și vei face loc pentru ce va urma. Vei găsi dragostea cândva. Să-i dragoste.